cât de puternice sunt din punctul tău de vedere cuvintele rostite pentru noi ca și oameni. Intenția generează totul. Și acum, de ce să spun eu de la mine? Că eu sunt nimeni de la fundeni. Dar băiatul acesta japonez extraordinar de inteligent, Masaru Emoto, care a demonstrat influența. Noi suntem 80% apă, da? Masaru Emoto a etichetat și a cristalizat la niște temperaturi, niște recipiente cu apă, pe anumite vibrații și noi știm că apa da, care are toate calitățile materiei, că ea poate să fie și solidă când e gheață, poate să fie și eterică, așa, gazoasă mm -hmm. când e abur, poate să fie și lichidă, nu? Și atunci apa din care noi suntem plămăriți, că noi 80% suntem apă, se influențează foarte repede și Masaru Emoto a demonstrat că atunci când vibrația unui cuvânt care are în spate un concept, adică are un gât, de bun simț și cuvântul ăla este frumos și e ca o binecuvântare așa, când se cristalizează apa în contact cu această vibrație, se cristalizează perfect. Geometric. Sunt formele alea geometrice perfect. Când etichetăm, aplicăm energia unui concept nasol, oribil, îngrozitor, asupra aceleași ape, ea se cristalizează haotic. E o perturbare. Și atunci cuvintele care au intenții bune între românii înjură mult. Mai ales organul genital masculin e folosit în foarte multe... Abuzat. E abuzat. Dar acum depinde de intenția cu care încași. De aceea unele înjurături unor oameni li se par ceva drăguț și amuzant, iar altele mai puțin scabroase și îngrozitoare. Intenția cu care sunt rostite. Și atunci noi când glumim și spune băi tâmpitule, băi cu ce mă ești nebun, ești prost dacă astea sunt din intenție de joacă și de glumă nu te afectează tate dar dacă vine unul și spune băule nenorocitule, prostule te afectează, că ne-a demonstrat masară emotul. și atunci cuvintele sunt foarte importante pe acum noi credem că discipulia lui Pitagora când se duceau la școala lui de gândire și trebuiau să tacă trei ani o făceau de geaba nu tate, vrei să știi ce importanță are cuvântul da, păi taci nu scoate tu niciun cuvânt timp de trei ani de zile, ca după aia când îl rostești, orice cuvânt să vezi ce importanță are. Wow. Și aia era o inițiere a lui Pitagora, nu se putea altfel. Toate școlile inițiate de la Pitagora cât s-au ținut serios de treaba asta, era obligativitatea la tăcere.